stimați prieteni, mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. Mi-i spune Alexandru Moraru. Sunt istoric, activist, publicist, autor de câteva volume de carte și la moment vreau să vă considerați ședința Clubului Istoricilor pentru Lumea la primii deschise. Și mai întâi de a trece la subiectul propriu zis, fiindcă dacă vă amintiți de cei care au fost în toate lunile, prima ședință din ianuarie a fost cu tema evreii și țigani în al doilea război mondial, a doilea în luna februarie care a fost cu subiectul personalități din Basarabia și din Republica Moldova. Al treilea, pentru luna martie, a fost dedicat războiului ruso-moldovenesc de la 1990-1992, cu invitat special generalul Costaș. Astăzi avem, de asemenea, un subiect, cred eu, nu numai atât dureros, dar și tragic, și tragic nu numai la nivel național, dar și la nivel european, ca să nu zic mondial. Deci e vorba de catastrofa de la Cernobâl în amintirea contemporanilor. Avem doi invitați speciali. Vă rog foarte mult, când o să ne ofer cuvântul, să fiți mai atenți și liniști, deoarece sunt martori oculari care nu numai au văzut, dar au participat în grozăviile catastrofei de la Cernobâl. O avem pe doamna Ludmila Beșteagă, văduva care a fost și soră medicală în acele clipe grele, și domnul colonel în retragere, domnul Ion Ungureanu, care a condus parțial cu operațiile de lichidare a avariei de la Cernobâl. Înainte de a trece la subiectul respectiv despre care am vorbit, am, cred eu, plăcerea și onoarea ca să-i ofer microfonul domnului Ion Ciubuc, Vasile Ciubuc, mă scuzați, întâlnitorul și președintele Centrului Zeului Zamaoxes, care a solicitat un cuvânt de spus pentru anume câteva personalități care le-am invitat astăzi, dar cu părere de rău nu sunt chiar toți. Probabil că se rețin pe parcursul să se apropie. Poftim, domnul Vasile Ciubuc. Și deschideți microfonul, închis microfonul. Domnul Vasile Ciubuc este binecunoscut ca publicist, nu numai ca președintele centrului. Scriitor, are o sumerie de articole publicate și mai mult decât atât, a făcut parte din mai multe structuri ale guvernului în perioada anterioară. Poftiți! Vorbind cu profesorul Alexandru Moraru, am hotărât că semnificația acestei ședințe a grupului istoricilor e prea tristă. Am vorbit despre Cernobâl, trebuie să amintim toate jertfele și toate tragediile care s-au întâmplat în legătură cu aceasta. Un număr enorm de oameni ai noștri care au participat la acel război. Eu aș spune că Cernobâlul e ca și un război. Așa. Au murit atâta și atâta lume, acele tragedii la care au participat oamenii noștri, săritor la nevoie și au mers să ajute. Și ca să nu fie prea tristă pentru ascultători, am convenit de bun acord cu președintele grupului nostru ca să profităm de ocazia prezenței dumneavoastră și de ocazia că
mari personalități istorice mai trăiesc printre noi. Trăiesc printre noi, sunt alături de noi, ne urmăresc și își continuă activitatea. Și am hotărât din partea Centrului Zamoxie, pentru că noi am instituit medalia Zeului Zamoxie, Brașul Suprem și, Suprem și Zeul Suprem și Brașul Suprem în Cracov, Cetul Dacilor, să decorăm în semn de înaltă prețuire pe 7 mari personalități ale Moldovei, ale zilelor noastre. Că mulți nu știu care ne sunt eroi, care ne sunt marile personalități. Sunt printre noi. Bine ar fi să le cunoaștem. Cu toții. Prima și cea mai serioasă, adică toate sunt nemaipomenite valoroase, nemaipomenite oameni de o valoare extraordinară, mai ales dacă sunt prezenți tineri, generația tânără, care bine ar fi să le cunoască, să le știe, că sunt martori ale istoriei. Sunt cei care au făurit istoria, dar cei sunt care, cei mai tineri, de-a Domnul să fac și ei istorie, dar sunt martori la cei care au făurit istoria. Unul din puținii miniștri care, în anii 90, în perioada renașterii naționale, a fost dublu ministru. Era și ministrul apărării, dar și ministrul din interne. Și vă dați seama că numele celui bărbat al neamului, ce sarcină grea sta pe unui lui. Și în semn de înaltă apreciere, eu aș spune supremă apreciere, prezența noastră nu e întâmplătoare. Cei de sus știu bine ce facem noi aici și dacă facem cele bune, se bucură dacă vede că o luăm razna, se întristează. Și nu-i deloc întâmplător că n-am uitat de acest mare bărbat a neamului nostru care zice generalul Imon Costaș, care e prezent printre noi. Și de aceea dați-mi voie să dau citirii Hristos de supremă apreciere, numărul 3. Noi deja am ajuns, o să vedeți, că o să dăm astăzi și cu numărul 71. Cu părere de rău. Asta e specifică pentru mari eroi. Unii după mulți ani vin decorații. Și astăzi deja m-am anunțat că nu o să vină cineva. Doi, sunt plecați. Va treabă. Mă rog. Dar de distinția aceasta, prin aceasta și se explic, ea îmblă din urma eroilor. Nu să alerge alții după distinție, dar noi îmblăm din urma eroilor ca să le înmânăm și să știe că cineva s-a gândit la ei. Cineva îi apreciază foarte și foarte înalt. De aceea, prin demisiunea dumneavoastră, vreau să dau citire acestui scrisor de supremă apreciere numărul 3. Domnule general, sunteți al treilea la număr care primiți această distinție. Cu mare întârziere să ne fie iertată această întârziere. Deși lucrul ăsta trebuia să facă alții mai înainte, dar măcar o facem noi cu întârziere și pentru asta vă rugăm să ne iertați. Nu ce poți, ce niciodată. Da. Medalia spirituală Zamoxis. Zeul Suprem și Vraciul Suprem al Tracogetodacilor este decernată cronicarului competent și drept. Dumnealui a scris o carte cronică despre perioada acelor ani. Generalul Ion Costaș, salvator de patrie. Acestea nu sunt cuvinte mari. Acestea sunt cuvinte care corespund adevărului. Care în perioada anilor 1989-1992 a luptat cu mult devotament pentru apărarea cauzei drepte și sfinte a neamului românesc. Centenarul. Cu întârziere, dar asta e. Să primiți, domnule general, această bucurie.
Medalia cu numărul 3 și dați-mi voie să vă prind la piept această distinție care valorează cât un orden, dar poate și mai mult. Până se naște, vreau să spun două cuvinte pentru ei, dragi copii, dragi tineri, sunteți martori la evenimente istorice. Oameni istorici la evenimente istorice. Aprecieri istorice. Medalia aceasta valorează cât un orden. Până se naște Iisus Hristos, poporul nostru nu era sălbat. Avea un Dumnezeu. Un zeu. Și acest zeu se numea Zamoxis, care mai era și vrace suprem a celui mai mare popor din Europa. Poporul trac, din care ne tragem și noi. Și în ultimul rând, domnule general, primiți acest colac în semn de înaltă apreciere, în semn de veșnicie. Da, vă rog. Mare și cred că e suficient ca să împărțim la toți care sunt prezenți aici. Ajunge. E destul. Vă mulțumesc pentru acere. Merită nu numai general Costas, merită această apreciere o mulțime de bărbați, de oameni și cei care vor și cei care fost participanți și fost schijelați în război rusul-moldav, 90-91-92, în timpul când am venit să vedem de stăpărere la lucruri, că aici sunt carabinieri. M-am certat foarte mult cu fostul președinte de comandanță Suprem Snegru, în timpul respectiv. Următoarea mare personalitate istorică care a făcut istorie și continuă să mai facă istorie și astăzi și e prezent între noi, este domnul Anatol Petrenko. Dați-mi voie și acest document istoric. Hristosul de supremă apreciere numărul 71. Medalia spirituală Zamoxis. Eu suprem și brașul suprem al dragostei pădacilor. Este decernată distinsului profesor universitar, doctor habilitar, dar Anatol Petrenko, pentru înaltă fidelitate față de adevărul științific și cauza dreaptă și sfântă a poporului român. De mult aștept să domnesc această distinție. Să fie mult la pierd. Organizatorii trebuiau spre vată, ca să spunem două, trei cuvinte ca mulțumire. Onorată asistență. Am trebuie să Domnul general, nu mai zic. Domnul Vasile Ciubuc este un om deosebit. Din meserie este medic. E foarte bun medic. Știe să trateze cu mâine de nu știu cum. Este solicitat în Austria, în alte țări. Este un bun istoric. Pentru că, cum ne-am intersectat și noi ne cunoaștem de la tratarea patului pentru Molotov și protocolul adițional secret. Dumnealui a scris niște articole în literatura așa, ca și în presă și de atunci ne cunoaștem cu dumnealui. Am constatat că este o mare personalitate și mulțumesc foarte mult pentru această distinție care mi s-a acordat. Să știți, domnule Vasile, că este un avans. Că mai avem de lucru, mai avem mult de făcut și vă promit că o să mai lucrez în acest sens, în sensul valorificării istoriei noastre. Vreau să spun două cuvinte despre generalul Costaș, la ceea ce a spus dumneavoastră. Domnilor, generalul Costaș este un erou, este pe bune un erou, dar paradoxul constă în faptul că Republica Moldova nu i-a oferit nici măcar o medalie. Dumneavoastră sunteți primii care îi oferiți dumneavoastră această medalie. Acum, ca să-l împac, să-l îmbunez cumva pe domnul general, am spus că nu a apărut la noi o personalitate, un președinte a Republicii, demn să-i înmâneze dumneavoastră onoră sau o medalie.
comunistă din perioada sovietică față de populația autohtonă a Moldovei din stânga și dreapta Nistrului. Noi am avut mulți ziariști, avem, care au scris și despre Transnistria, și despre Moldova, și despre Basarabia. Dumnealui unul dintre puținii, care n-a despărțit Moldova. N-a despărțit-o. A scris clar că Moldova din stângă și dreapta Nistrului. Și el le-a dat un tot întreg, în sufletul dumnealui și în inima dumnealui. Moldova întreagă. Și de aceea primiți în altă distinție. Da, neapărat. Dar nu înainte de a primi această nouă distinție, care în sfârșit a ajuns la dumneavoastră. Da, vă rog. Pot vorbesc? Da, poftim. Eu te vorbesc mult. Anii și viața trăită, unde am văzut deportările, războiul, pierderea părintelui la război, foame organizată de comuniști, represiile și după ce am terminat cartea am scris-o, mă gândesc să mă uit istoria satului și atât la arhivă de stat. Am găsit materiale, arhiva în perioada războiului a județului Tiraspol. Și cauza dreaptă și sfântă a poporului român. Ținând cont că sunt al casei, că am voie să spun și eu lucrurile. Mersi foarte mult pentru o altă apreciere și mă bucur că probabil că asta și este dintre primele aprecieri făcute după domnul profesor universitar, domnul Anatol Petrenco, care a menționat cu persoana mea modestă de câteva ori și vreau să menționez că am fost preamărit, nu sunt doctor de istorie, sunt pur și simplu Alexandru Molano. Dar istorie, dar faci ca să te-ai istorie. Mersi foarte mult. Reproșul ăsta, domnul Alexandru, reproșul ăsta mi-a spus, chiar acum din iau, de 10 minute urmă, dar eu i-am răspuns. Mai bine să vă întrebi unii de ce nu sunteți, decât de ce sunteți. Dumnezeu să vă ajut, nu știți! Tot eroalea asta a făcut cu tot m-a scris. Înseamnă că suntem din aceeași aluată. Suntem, gândim pe aceeași direcție. Iarăși vreau să dau citire încă despre o mare personalitate a noastră, a zilor noastre, care a făcut istorie, începând din anul 89, eu îl cunosc personal, chiar am lucrat împreună la Glasul Națiunii, primii ani, când nu mai apăruse. Mulți dintre dumneavoastră l-ați auzit la televizor, la radio, în presă. E un intelectual adevărat și un mare compatriot de al nostru. Deci, dați-mi voie ca să nu spun, prea multe, poate am timp să vorbească și dumnealui ceva. Hrisov, de supremă apreciere,
Medalia spirituală Zamorx, zeul suprem și braciul suprem al tracul cetodacilor, este decenată curajosului și dreptului scriitor, lingvist și om de cultură, Vlad Pohil. Pentru înaltă fidelitate față de cauza sfântă și dreaptă a neamului românesc. A lui Hărdeu, fierită în Dacii. Eu vorb la... Mi-am gărit acest interes, respectiv această prioritate. Alți scriitori români, inclusiv Eminescu, este un aspect poate neglijat cumva, care Eminescu a fost el încălcat unde acolo. Cum din istoria românilor era pasionat, eu se zice, epoca lui Alexandru cel Bun. Considerul ideală. Sigur că era ideală, dar a fost putea lui Teva cea mare, glorioasă, dar plină de rădătoare și de conflicte, de bătrățe frânge și alte nevoi. La Moxis a fost eternizat și de vizie ideală. Acum, permisiunea dumneavoastră, dat fiind faptul că e vorba încă de două personalități care sunt plecate la datorie, pe teren, nu sunt alături de noi, dar totuși să le dăm citire, cel puțin să știți că ei sunt printre noi și măcar să salutăm, măcar să-i cinstim, măcar să ne gândim că să avem exemple bune, nobile, demne de urmat. Hrisol, de supremă apreciere numărul 68, medalia spirituală, Zamoxi, zeu suprem și vrea suprem al preacodacilor, este decernată regelui Șoi, adevăratului om al cetății, Vasile Șoi Mare. Vasile, înseamnă, din limba greacă înseamnă rege. Că e Șoi, știți deja ce înseamnă, de aceea așa și l-am supranumit. Pentru curajul de a eterniza în culege de suflet pe nenumărații Șoi a neamului românesc. Ultimul și cu aceasta se încheie, deci Hrisol, de suprem apreciere numărul 67, medalia spirituală Zamorzeu suprem și vraciu suprem al tracul cetodacilor, este decernată curajosul om al cetății, doctorul în științe juridice, Mihai Tașche, pentru înaltă fidelitate față de adevăr și dreptate, față de cauza dreaptă a poporului român. Considerăm aplauzele dumneavoastră ca o acceptare, ca o prezență, dacă sunt lipse. Vă mulțumesc pentru atenție și de-a Domnului să ne întâlnim și la altă, cu alte ocazii. Și mai vă mulțumim, domnul Ciubuc, de toată inima, atât mai mult că am avut un moment de revelație. Vă mulțumim de toată inima și vă mai așteptăm la Biblioteca Centrală, deoarece sunteți, în afară de toate legatele, sunteți un membru al Clubului Istoricilor, de aceea sunteți așteptat de fiecare dată. Mersi de toată inima, suntem sănătos. Dragi prieteni, revenim la subiectul despre care am vorbit anterior la deschiderea ședinței Clubului și în continuare, îi ofer cuvântul domnului colonel de tragere, domnul Ion Ungureanu, o personalitate care s-a aflat chiar din primele zile ale catastrofei de la Cernobâl și care a condus cu operații de vigilare a... Da. Poftiți, domnul Ungureanu.
voi colegi, eu pot să mă refer, suntem colegi cu toții, eu personal. Cu domnii istorici am studii în domeniul istoric. Cu domnul Carvinier am studii militare. Cu domnițele și domnii care sunt aici, viitori colegi. Viitori miniștri, viitori președință, țări și așa mai departe. Deci, azi eu se însemnate. Noi ne aducem aminte despre situația care a fost la Cernobâl. Nimic rău n-am să spun, absolut. Spun numai pozitiv. Cum eu am luptat în focarul ăsta de contaminare radioactivă. Deci, eu făceam serviciu în 86 în orașul Almata, în districtul militar. Eram specialist pentru completarea trupelor cu soldați, ofițeri din rezerve, în caz de mobilizare. Deci, și această specialitate care eu am încăpătat, în toată viața mea, care a fost jumătate, am fost comandant de trupe și jumătate am fost specialist în domeniul completării și mobilizării. Pe mine mă cunoșteau în toate republicile, în Kazahstan, în Kirghizia, în Tajikistan, deoarece eu făceam zboruri, adunări cu rezerviștii în componența batalioanelor, regimentelor și cu dinși făceam instruire pentru că fiecare unitate era îndreptată. De pe urmă, în peninsula Mânghistau, stația atomică, în Bilăiasc, am participat și acolo, și când la 8 mai, seara, pe noi ne-au adunat în sala de ședință a Sovietului Militar, a districtului militar, și ne-au spus, fraților, 2 ore pentru ca să vă adunați, să vă strângeți geanta, desata și înainte în avion. Noi nici n-am știut totul din ușa. Și pe urmă numai, când în aeroport, a fost un avion anul 26, eu sunt în avion și în Caraganda. Pe data de 11, deci, regimentul a fost completat. Vă chipuieți? Noi am venit data de 9, la 2 de noapte. Și l-am completat pe 11, l-am completat sub reprocentul. Și pe 12, eșeloanele s-au pornit la Cernobâl. Am venit din Cernobâl. Noi cu avionul, soldații de rezervă și ofițerii au venit cu trenul, cu câteva eșeloane, stanția Hoinichi. Acolo, la dislocare, dar cu tehnica de descarcerare, domnul general știe ce înseamnă IMR, inginerne mașini de răzgrăjdenie. Cu acestea ne-am debarcat de pe tren la stația Corsă. Și de acolo, pe transport auto, au fost încărcate și dus încolo în Cernobâl. Deci, cu acest pluton, eu am comandat o jumătate de oră. 4 mașini am intrat pe câmpul electric și cu lava asta am încărcat ceea ce a fost aruncat din pe reactor, din pe acoperișul ce a rămas. Asta noi am ce s-a aruncat din reactor și ce a mai rămas acolo se aruncau de pe acoperișul blocul 3. Și prieteni erau prima. Și deci, iată, cum am făcut lucrul ăsta,
A doua, am primit 9 și jumătate rentgen. Ori pe cei 9 jumătate pe normă era 10. Vreau zic că ați socotit, dar eu de acolo m-am venit și все, și acasă. Cu asta s-a terminat Cernobâlul pentru mine în 86. Dar completarea de aceea și regimentul acela care l-am adus noi din Asia Mijlocie lucra foarte bine, a avut mulțumit de la comandament din Moscova, este tot lucrat bine. Și cineva să minte, cine l-a completat? Ungureanu l-a completat, major Ungureanu. Bine. Și când a venit 86, trecut 87, 88, îmi sună din Moscova și spune, pleci încolo și trebuie diretus trupele militare. Erau 24.000, trebuie făcut jumătate, 18. Și dacă eu în jumătate de an, acolo am făcut 12.000. Asta e un lucru foarte complicat, dacă eu am spus într-o minută de timp. Foarte complicat. Nu puteți să... Prima etapă a trecut, 86-87 a trecut. I-am opus sarcofagul. Nu trebuie atâtea brațe de muncă, de băgat în focar. A făcut reducerea aceasta și am venit la 4 iunie încolo și am început lucrul și am terminat în noiembrie. Și tot așa, acasă. A treia oară, 89, trebuie de redus aproape tot și de lăsat acolo 2-3 mii de oameni care prin prejur să facă vrățenie. Și iarăși m-au invitat pe mine ca specialist în domeniu. Și eu am făcut lucrul ăsta. Iacă pentru lucrul acesta care eu l-am făcut. Eu am fost decorat cu ordinul pentru serviciu patriei în trupele militare a Uniunii Sovietice. Faptul care l-ați depus pentru povestirea emoționată despre care a fost vorba și vreau să vă spun că am pregătit și un film documentar, un fragment de film documentar, dar din lipsă de timp deja o să trecem direct la al doilea vorbitor, doamna Ludmila Deșleaga, o doamnă, credeți-mă, foarte excepțională, nu numai fizic, dar și sufletesc, care a participat în focalul acestei avarii care a fost la Cernobâl. Doamna Ludmila, poftiți. Bună ziua, vă de ajutor. Eu am să mă cer să fiu succinte. Sper foarte mult că voi, generația tânără, cât de cât aveți informații și cunoașteți ce este Cernobâl. Deci, 1986, 26 aprilie, fiecare își caută de treabă, fiecare se pregătește de, eu știu, lucrările de primăvară. La centrala atomului electric de la Cernobâl au fost făcute niște experiențe. Eu n-am într-o parte tehnică, pentru că nu sunt tehnician. Au fost făcute niște experiențe de oameni nu chiar competenți, au fost făcute niște încercări. Deci, în final, s-a făcut un șir de greșeli care a dus la expozia aceea care a avut loc, deci centrala atomă electrică de la Cernobâl, deci a fost avariată. Situația, noi trăiam de timp plăticerea în postul stat, așa, OSS-ul, unde era un stat de dictatură, unde se spunea și se vorbea numai ceea ce se permitea, unde informația era foarte bine dozată și foarte bine trecută prin trei degete, adică noi, muritorii de rând, nu prea aveam
informații, nu prea știam despre ce Cernobâl, s-a aflat abia după 1 mai, când practic toată Europa, inclusiv vreau să zic și Australia, a fost contaminată de norul este radioactiv și atunci când în Suedia și asta a fost, știți, pur și simplu, în Suedia, mă rog, cineva a observat a crescut nivelul de radiație și a bătut clopotele și numai de aia s-a URSS a fost nevoită să deschide punctul de la noua centrală atomoelectrică de la Cernobâl, s-a întâmplat așa un dezastru. Deci reactorul 4 a fost practic scos din funcție, el elimina metale grele, metale radioactive, primul era deci iodul radioactiv care în perioada de descompunere foarte scurtă ajungea, să zicem, 24 de ore, dar după ea mergeau metale grele, stronțul, cesiu, care deci sunt până la 2000 de ani vor persista în pământ, vor persista în osemintele persoanelor care au fost în lichidarea acestei catastrofe și asta e strașnic. Cel mai strașnic de tot chestia asta, dragi băieți, s-a pus cer că, uite, acolo la Cernobâl au mers băieți de vârsta voastră. Pentru mine astăzi, voi sunteți mai tineri ca copiii mei, deci aveți 18 ani și băieții cei care erau înrolați în armata sovietică, atunci și după cea 2 ani în armată, fără ca să, evident, deci ei erau înrolați în armată. Evident că nimeni nu i-a întrebat, evident că nimeni n-a discutat, deci ei au fost duși. Eu am fost, am venit la Cernobâl, mă rog, pe linia Cutecului, în centrala Cozumolului. Eu am fost, deci, am venit așa pentru poveste de dragoste, pentru că dacă vom mai avea timp așa suficient, am să vă povestesc. Deci trebuia să avem căsătoria cu soțul, viitorul meu soț, el fiind medic la Institutul Oncologic. Noi ne-am fixat, după serviciu, eu făceam facultate la USM, ne-am fixat întâlnire la stație, lângă Asachi, la Deciculer, la această stație de troleu. Ne-am întâlnit în seara aceea, îmi spune că, uite, merg acasă pentru că mama simt prost. Și în seara aceea, soțul meu, asta a fost, deci, în luna iunie, deci în seara aceea, soțul meu a fost noaptea luat și dus la Cernobâl, acum seara cu militar sectorul Ștan și spre dimineață, prietenul meu lui mi-a adus o țidulă în care i-a scris, uite, m-au luat, probabil că undeva ne vor duce, pentru că se ține tot în secret, tot în taină. Eu nu sunt Krasnoznamen, ca și era, deci, în o regiune unde se adunau toți militarii ăștia de rezervă care erau duși. Eu ținut acolo cât de ocupat un bădru așa mai superficial și am fost duși la Cernobâl. Eu nu știu cum să vezi. Și că unii le asociază cu cele de la Cernobâl, poate da foarte ca grandă. Ce aveți să ne spuneți? Știți, noi am făcut un demers, organizația noastră a făcut un demers, nu mi s-a răspuns tot aceea ce s-a răspuns și la nivel, să zicem, de presă, dar și mi s-a răspuns că, uite, nivelul de radiație nu este mărit, nimic ieșit din gumă, deci totul e în regulă. Eu să vreau să vă mai zic despre Cernobâl, deci slava Domnului, datorită Uniunii Europene și Turțelor Uniunii Europene, deci vreo 2 ani în urmă, asupra Cernobâl, s-a mai pus un sarcofag, deci care, să zicem, cât de cât a stupat, și adică a stopat, nu a stopat, dar a stopat eliminarea radiației. Dar vreau să vă zic că noi toți suntem conștienți și mai ales specialiștii sunt foarte bine conștienți că radiația, ea merge prin apele subterane, prin pământ, adică se duce. Deci asta e o problemă care, să zicem, până la moment, ea nu este stopată. Ea este cât de cât așa, să zicem, minimalizată. Da, nu e stopată. Eu vă mulțumesc de toată inima doamnei Ludmila pentru prezență, pentru faptul că
să împărtășesc amintirile despre această tragedie mare. Și am zis că pregătisem pentru dumneavoastră un film, un fragment dintr-un film documentar. Nu o să-i zbutim acum să-l vedem, dar vă rog frumos să-l găsiți în internet. Este în limba rusă, se numește Chernobyl 1986. N-am vrea de 30 de ani, adică 30 de ani de minciună, pentru că practic erau dușmenoare. Mai mult decât atât, mă alătur cu cuvintele care le-a spus doamna Ludmila, deoarece, într-adevăr, mulți participanți la această catastrofă nu mai sunt în viață și chiar vorbeam cu prietenul nostru și membru al Clubului Istoricilor, domnul Vasile Ciubuc, care mi-a dat ideea și care o să o realizăm în momentul cel mai apropiat. Și primele înregistrări video o să le facem cu domnul Omulianu și cu doamna Ludmila. Deci, Beșleagă, o să facem o serie de filmulețe despre amintirile despre această catastrofă. Probabil că de săptămâna viitoare chiar o să începem aceste, o să veniți împreună și facem filmarea respectivă. Eu vă mulțumesc de toată inima că ați fost alături, mulțumesc direcției Liceului Iulia Hăjdeu, unității militare care de fiecare dată este alături de noi când sunt studiate tot felul de subiecte legate de forță, legate de securitate și alte subiecte în această direcție. Practic, lucrările drumului nostru a istoricilor pentru luna octombrie a luat sfârșit, dar dacă aveți întrebări, doamna Ludmila, din câte am înțeles, a vrut să ne prezinte și o carte, deci e vă rog frumos să luați microfonul și spuneți-ne ce-i cu cartea asta. Deci am adus de rândă deci, o carte se numește de Chernobyl, tragedia iarbului. Sunt anumite mici secvențe și amintiri ale noastre, ale cernobiliștilor, despre perioada aceea, despre cum au văzut ei Chernobyl. Mulțumim! Deci,